Bună ziua, am să vă arăt ce piese mi-am luat eu la drujbița mea Miculoc și consumabilele. Să începem. Am luat aici ulei de lanț, ulei L100 și ulei de motor 20W40. Asta merge și la transmisii. Și mai mi-am luat o zeamă din asta de varză. Ulei amestec verde în doi timpi. Îl folosesc la lanț pe ăsta. Nu bag așa ceva în drujbi, în cositori. Pe ăsta îl folosesc la ungerea lanțului. Ăsta cred că am să-l folosesc pentru motocoasa în patru timpi. În baia de ulei. Astea două o să le bag la ungerea lanțului. Astea două. Mai mi-am luat aici un ulei în doi timpi. Verila doi timpi Mix Garden. Normele de performanță API TC JASO FC. Astea sunt normele care le-a zis și Mihai Stanciu Mugur. Ținem cont de ele. Este destinat motoare în doi timp, curățire aer, se folosește amestec cu benzină pentru motoversaie, drujbe moto cositoare cu ce necesită cu un nivel de performanță TC după API JASO FC. Raport de benzină, 1 la 5 interzisă, amestecul solvenți, lichide, frână și răcire. Este interzisă utilizarea acestui drept carburant cu motorină. Mai mi-am luat aici o pilă de luat limitatorii. Mai mi-am luat aici doi rulmenți cu semeringuri. După rocopiese. Așa arată rulmentul de Husqvarna 236, care se potrivește și pe a mea. Mai mi-am luat aici o pilă de 3,5, cum se potrivește la lanțul meu. Și aici un ulei foarte bun, care l-am văzut eu la Eugen. Se vede aici. Rambus. 27 de lei cu tot cu transport. 50 de lei a costat acest ulei. Un ulei foarte bun. Un ulei de la Motoul. Offroad. Motor, un ulei sintetic. Se vede și pe el. E un ulei foarte bun. Eugen și-a luat motoul 800. Tot aceleași norme de performanță fără mai diferită. API TC JASO FD ISO LEGD. Asta două norme de performanță nu are ISO. Și nu mai are LGD. Asta înseamnă că e mai performant. Motor 2 timpi. Ulei Racing Offroad. E un ulei foarte bun. Nu pot să zic că nu este bun. E, scrie în altă limbă. Un litru. Racing motor. Ăsta nu e ăsta este motor 510. Da, astea sunt consumabile. Am mai luat aici și un ulei Verila. Asta o să le folosesc pe amândouă pentru motor. Ăsta este și ăsta de amestec. Nu bag așa ceva. Zeamă de varză. Așa îi spui eu la asta, Eugen îi spune zeamă chinezească, eu îi spui zeamă de varză la asta. Astea două le folosesc pentru ungerea lanțului, nu bag așa ceva, eu în drujbă. Depune multă ca la mine, etc. Am mai folosit aceeași marcă și ulei hidraulic. Asta e ulei de motor, asta e ulei L100, asta e motor, ulei hidraulic. H46.
numai ulei de la marca asta am folosit. N-am folosit altfel de uleiuri, astea 3 uleiuri și mai este și ulei de transmisie, care pe ăla nu l-am în colecție. Eu sunt mulțumit de acest ulei, motorul 510, e foarte bun, sintetic, al lui Eugen este motorul 800, e și mai scump, ăsta e 55 de lei, sau 50 de lei am dat eu pe eMAG pe el și 25 de lei curier. Din câte se vede, el are vrat semi-day, ramburs 75 de lei, greutate 1 kg și mai multe specificații. Din câte se vede. Asta e tot ce mi-am luat eu. Astea sunt produsele, consumabile, piese de schimb. După cum știți, mie îmi place să am la utilajele mele, să le întrețin, să am grijă de ele. Mai urmează să-mi vină niște bujii de la Steel cu iridium și o bujie cu 3 electrozi. O să o prezint și pe alea când vine. Trebuie să-mi vină Nemo Express azi, curierul. După cum v-am zis, ăsta din toate e cel mai bun. Vă recomand, nu l-am folosit, e 9 litri, am 4 litri jumate de benzină, o să fac un clip și când fac amestecul. Asta este. Cine mai folosește acest ulei, motorul 510, să-mi dea un comentariu. Eu vă salut, vă spun la revedere. Dacă vă place ceea ce fac, nu ezitați să vă abonați. Dați-mi și un comentariu, m-ar ajuta foarte mult cu părerea voastră. Apăsați clopoțelul. Eu vă salut. Vă doresc o zi bună. La revedere. Multă sănătate.